Salut și v-am găsit la un nou episod din Witchit, sunt aici alături de pisica. Bună! Și nu știu dacă mai țineți minte joculețul ăsta, dar în cazul în care nu mai țineți minte, era un joc în care noi trebuia să ne ascundem ca vrăjitoare în diferite obiecte, iar cei grăsuți trebuiau să ne prindă. Ei bine, de data aceasta am zis, hai să ne reîntoarcem la joculețul ăsta, să vedem dacă încă vă mai place. Nu uitați să apăsați butonașul de like dacă vă place și dacă vreți mai multe episoade. Și bineînțeles, hai să-i dăm aici pe play, hai să-i dăm pe server list. Vedeți că s-a făcut și update-ul de Crăciun, de sărbători, au cam trecut sărbătorile, dar nu are nicio importanță și vreau să văd câte like-uri zici să strângem noi la episodul de azi, având în vedere că e un episod mai special de revenire. Având în vedere că este un episod special, nu am mai făcut de foarte mult timp, 10.000 de like-uri? 10.000 de like-uri, ok, hai să vedem. Hai să vedem dacă reușim. Pe ce server te-ai băgat? Pe EU09. EU09. Ok, perfect, intru și eu pe EU09 și hai să vedem dacă ne mai aducem aminte cum se joacă acest joculeț. Văd că au băgat și hărți diferite, hărți noi pe care poate nu ne-am mai jucat până acum. Bine, asta este una pe care am mai jucat-o în trecut. Da, dar, da, asta e cu pirați, dar nu are să nicio importanță. Gamer din progres. Acum o să trebuiască să aștept următoarea rundă. Bun, iată că suntem pregătiți de luptă. Și s-a schimbat și harta între timp, dar nu are nicio importanță, pentru că până la urmă tot cu tematica asta de vapor. Nu știu, la început parcă te dădea random, nu? Adică te poate da vrăjitoare, te poate da grăsus. Da, aha. Da, păi așa a fost întotdeauna. Nu mai țin minte nici eu, că nu m-am mai jucat de foarte mult timp Witchit, dar știu că voi ne-ați tot cerut. La un moment dat noi postasem, cred că o vară întreagă, în fiecare zi postam Witchit. Da, zilnic. Și, oh, m-a dat vrăjitoare, ce bine. O grăsuță. Mamă, ce drăguț e skin-ul ăsta, grăsuțule. Da, sunt foarte multe skin-uri noi pe care nu le avem încă, dar dacă o să ne jucăm, cu siguranță o să putem să le luăm. Acum, eu nu știu ca ce să mă ascund. Tu ce ești, grăsus? A, pisica e grăsus, n-am voie să-i zic, n-am voie să-i zic în ce mă ascund. A, băi, gata, știu în ce se ascunde. Cum să știi? Dar știu în ce, în pernă. Pe acoperiș. Pernă? De unde să fie pernă pe harta asta? Țin minte că mă ascundea tot timpul în pernă, dar gen, de unde pernă pe harta asta, că nu ai? Pernă pe acoperiș. No. A, un grăsuț exact aici! Oh my god, nu m-a văzut. Pisica oare? Nu m-a văzut, l-am fraierit. L-am fraierit pe grăsuț. Nu cred. Care așa... grăsuț? Care grăsuțul ăla frumos cu haină? Un grăsuț destul de urât. Urât cu spume. A, dacă eram eu grăsuț. A, o să mă urea episodul tău. Dacă eram eu grăsuț aia. Dacă era... mi-ai făcut urâtă. Nu cred că ești tu. Ești cu șapcă de rățușcă? Nu cred. Nu. Deci nu ești tu. Poate? Nu, sunt iepuraș. Băi, nu știu. Oricum, deci dacă ați ajuns până aici la videoclip și n-ați apăsat încă pe butonașul de like, hai să apăsăm, vom număra până la 3 și la 3 să apăsăm cu toții pe butonul de like. Bine, hai să vedem. 1, 2, 3. Like! Sper că ați apăsat și voi butonașul de like și vă mulțumesc foarte mult dacă l-ați apăsat. Băi, eu sunt curios dacă o să mă descopere cineva, pentru că mi-am găsit un loc de ascunzătoare super mega bun. Cel puțin așa cred, pentru că efectiv au trecut grăsuți pe lângă mine și nu m-au descoperit, deși dau cu găina și ei văd că luminează găina aia. Dar nu te bagă în seamă. Dar nu mă bagă în seamă, efectiv nu mă vede nimeni aici. Și sunt surprins. Era o vrăjitoare netransformată. Da, este și asta o tactică, să rămâi netransformat, bănuiesc, dar momentan eu sunt destul de bine aici, nu are rost să mă schimb în alt obiect. Că nimeni nu vrea să vină să mă prind. Aoleo. Opa. Aoleo, eu nu vreau să mă descopere nimeni. Oh, nu, a venit unul care e mai experimentat. Asta se vede pe el că e mai experimentat. Cine e ăla cu iepuraș? Da, da. Da, eu sunt. Ha, mulțumesc, Maximinete. Ce tu ești ăla? Că mi-ai zis că să vede pe ele că e experimentat. Stai, dar nu ești tu ăla cu iepuraș, că e altcineva. Da, cu amurecile cu iepuraș. Da, și cu ce haină ai? O hăinoasă pe mine, lungă. Nu cred că ești tu. Ba da, eu sunt, uite-mă, mă vezi? Uite nu, cum nu fac. Te văd, am plecat deja. Bă! M-a fraierit. Am plecat deja. Ba nu, minciunești. N-am vrut să zic că ești experimentat, am vrut să zic că ești noob. Ai minciunit. Da. Dar m-ai complimentat și m-am rușinat și atunci m-am pierdut și ai zburat de aici. Bă, am și uitat cât de distractiv era jocul ăsta. Oh my god. Deci mor de râs. Sper să mai facem episoade. Adică chiar aș vrea să mai fac, pentru că mi se pare super amuzant. Nu știu de ce ne-am oprit din episoade. Chiar, adică, nu știu, cred că la un moment dat jucasem destul de mult. Știi, când joci un joc foarte mult te mai plictisești, vrei să mai iei o pauză. Și probabil din cauza asta. Și pe aia am uitat de el. Și am mai adus aminte din nou.
Și bă, da, sunt găsesc pe ce o grămadă, dar niciunul dintre ei nu pare să mă găsească. Nu știu, m-am ascuns foarte bine, ia să vedem. Bă, suntem destul de mulți. Păi dacă grăsuții mei nu fac nimic. Ia uzi, am auzit ceva. S-a auzit o vrăjitoare undeva. În momentan sunt ok, adică nu... Nici n-are rost să mă mișc. Unde m-aș ascunde? N-ai zis că sunt o pernă. Acum... O pernă pe acoperiș. Păi da, și unde este acoperișul pe această hartă? Pentru că nu este nicio acoperiș pe această hartă. Aoleu, am început deja să fie prinși. Ok, mai avem 28 de secunde. Știu că pot să rezist, ok? Eu chiar sunt curioasă să văd unde te-ai ascuns. Nu știu. De șacal în vreo cutie. Știu că pot să rezist, pentru că am experiență. Sunt un jucător de Witchit profesionist. Ok? Am experiență! Aha! Te-am mirosit! Nu, te s-a dus! Unde s-a dus? Frate, bă, cum a scăpat șacalul, Maxim? Tot meci, am fost acolo! Nu cred așa ceva. Bă, deci a trecut pisica pe lângă mine de 10 ori, nu m-a văzut. Păi ți-am zis că m-am rușit. Bă, nu pot să cred. Și uite, steluțele alea Cinnamon Star sau ceva de genul ăsta. Eu am votat pe aia pe prima. Acum, da, bă, că toată lumea votează pe aia la altă, dar... Da, s-a votat pe aia. Așa, steluțele alea, ți-a dat și ție un Cinnamon Star de la? Da. Poți să-ți iei skin-uri de-astea de Crăciun cu Cinnamon Star-ul. Înțelegi tu? Păi și cum le iau? Păi la sfârșit de meci te duci în meniu și acolo ai să faci ceva, nu știu, tot așa, știi cum a fost la toate eventurile. Le amesteci, le combini și îți dă ceva un skin. Niciodată nu mă amestec așa. Păi da, dar să vedem, poate reușim să facem rost de iteme. Dacă o să vedem că vă place și asta, poate în episodul următor o să avem itemele deja. Da. Sunt grăsuță iar, mamă ce mișto e skin-ul. Foarte bine, foarte bine că ești. Cum se zic, cum vorbesc pe chat? Păi nu știu. Râgâie. Nu pot acolo. Bă, parcă știam că poți să scrii pe chat în jocul ăsta. Cred că da, dar cred că avem dezactivat noi chat-ul. Firar. Îi scrieam eu: grăsuț, ești mișto rău, îmi place de tine. Ești mișto rău. Și el nu se înțeleagă nimic, pentru că nu știe rău. Aoleu, cum m-am ascuns, doamne, doamne. Ia uite mă cum se aruncă băieți. Mamă cum se aruncă. Bă, da, mă amuză că sunteți doi care aveți skin-uri foarte mișto. Ești tu și mai este unul care are skin cu ceva flacără. Dai crescut. Dar nu știu de unde are la flacără, gen haină de flacără și de asemenea aripi de flacără. Ăla e frumușel foc, ăla am vrut. Da, nu știu de unde le are, că nu le-am văzut până acum. Cine știe ce eventuri au fost. Îți dai seama că noi am pierdut destul de multe eventuri nemai jucându-ne. Știu. Bă, oricum, dacă vă place și dacă vedem mult suport la episodul de azi, multe like-uri și chestii de genul ăsta, o să mai facem. Cu siguranță. Unde, grăsuț, unde? Uite-l acolo! Nu. Ne-a flairit. Uite-l acolo, no! Jos. Dai, grăsuțule! Dai, grăsuțule, altă dată. Salutare, Maximilian de bun venit ca grăsuț! Cum te dădeai din third person, că nu mai știu? Tu! Pe tu? Uite, scrie Max Infinit pe mine asta, custom, chestii, trestii, nu te joci. Dar ne-am făcut developerii, că ne-am jucat foarte mult Witchit și au vrut să ne dea așa un fel de recompensă, știi? Și ne-au făcut skin-uri doar pentru noi. Exact, și tu te-ai întâlnit cu el. Da, m-am întâlnit cu ei la Gamescom. Te erau fericiți că ne-am văzut. Și-au făcut poză cu Maximilian. Au făcut poză cu mine. Da. Foarte tare, ce să zic. Și au dat niște insignii. Aha, am văzut pe ce. Yes, L-ai luat. Mi-am luat ciupercă de aia. Și nu mai văd bine. Iată, mi-am revenit. Hai să dau cu găina, să văd pe unde ar putea să mai fie următoarele vrăjitoare. Că acum azi de echipa cealaltă, acum eu trebuie să-i găsesc pe ei. Da. Eu încerc să clarific pentru cei care n-au văzut până acum Witchit, pentru că poate sunt câțiva dintre cei care vizionează acum care n-au văzut jocul ăsta până acum, știi? Și vreau să nu fie confuz, să știe despre ce e vorba. Ne dă cu ciuperci. Da, nu știu unde e. Să ne unim forțele. Hai să vedem unde e. Deci oricare dintre obiectele astea poate să fie. Aici nu pare să fie vreo unul. Acolo. Butoi. Niciun butoi. Scara nu este. Sunt ciuperci pe aici.
Ok, nu-mi dau seama care dintre astea ar fi. Dar am văzut că lumina aici ceva. Ia să văd. Bă, luminează lumânarea? Ia vezi. Nu! Care? De ce luminează? Posibil să fie jos. Ia stai să văd. Ia vedeți voi. Bă, a dat cu... Oh, bine! Era sub... Era sub scară, mă. Era sub scară. Nu mi-am zis să cred că n-am văzut. Stătea ascuns sub scară. Da, într-adevăr. Ia să vedem. Aici e zona unde se machiază ăștia. Suntem la teatru aici. Nu e nimeni în zona de machiaj. Ok. Ah, m-am dus într-un fel de can... Ah, într-un fel de canalizare. Am ieșit afară, de fapt. Nu canalizare. Ok, stai să dau cu găina pe aici să vedem dacă e. Hai, găină, du-te! Nu e nimic afară. E liber total. Ok. Câți mai sunt? Mai sunt doar 3. E o zonă foarte mică. Asta e ceva, ceva ascuns pe după. Nu. No. Nu. No. Bă, da, experți vrăjitoarele astea. Bă, depinde de hartă. Că uite, de exemplu, harta asta nu o cunosc foarte bine. Că nu am jucat foarte mult pe ea. Am jucat păi în trecut. Aha! Unde e? Ați luat-o, ați luat-o, băieții mei. Și l-ați prins pe unul din ce văd. Da, l-am prins. A, e acolo ceva. E acolo unul. Poate să fie, știi care e faza aiurea? Dai cu găina și îți luminează și poate să fie jos. Jos de tot, uite, sunt la canalizare, dar n-am mai avut timp. Mai erau 2. Dar vreau să zic că poate să fie la subsol cum ar veni. Tu dai la etaj și poate să fie sub. Și nu da, știi exact. Zici, băi, aici, dar nu poți să știi 100% că e chiar acolo unde te-ai dus tu, știi? Și din cauza asta am piculez mai greuț. Dar... Mai e mai grăsuț. Bă, prima. Nu, de ce votează pe aia cu castelul? Vreau și eu să merg la plajă, că gata, i-a venit ianuarie, e vară, tot ce trebuie. Sunt nu e așa că în ianuarie e vara? Bă, la ce soare e, da. Eu așa zic, că în ianuarie vine vara. Bă, sper să mă dea vrăjitoare, că vreau să mă ascund. Îmi place mai mult să mă ascund decât să fiu grăsuț. Mamă, asta e harta cu pizza? Da, dar e random nu, dacă să... fără pizza. Da, acum e fără pizza. Uneori ți-o dă cu pizza, uneori ți-o dă cu o pâine, cu de toate. A, m-a dat grăsuț! Prăjitoare! De ce m-a dat grăsuț? Nu-mi convine. Sunt prăjitoare și am un loc perfect aici să mă ascund. Cum fac urechile? Mi se bălângă-ne urechile. Băi, cum râgăi? Nu știu. De pe ce buton? Nu știu de pe ce buton. Nu mai știu... Eu de asta a râgit la față, în fața mea. Păi și vezi că îi se mișcă gura? Îi se mișcă, dar nu știu de pe ce buton râgâie. Ia mă, ia-te un mărul! A intrat mărul aici, uite-l. Bă, cum îi dau cu mili? Bă, e un măr aici și nu știu... Dreapta. Pe V. Pe V, pe click? Da, pe V e, dar nu îl mai găsesc. A plecat, nu... A, uite-l! Gata, te-am prins! Super expert! Te-am prins, șmechere! Da, știi ce a vrut să fac? A vrut să intre în aia de grăsuți. Pleacă prăjitorii de aici. Pleacă, dai de gol. O, am găsit pe cineva care s-a ascuns ca o scară. A, ba nu, era o iluzie. Ok, deci adevăratul e undeva prin zonă. A, uite prăjitorii care merge. S-a ascuns în scaun. Ba nu. What? Ok, sunt confuz acum. Uite, l-am prins. Yes! Păi că merge treaba, mai sunteți 4. Hai să vedem pe unde v-ați ascuns. Te-ai câștigat tu? Te-ai ascuns bine? Da, eu asta simt, da. Nu fi tu așa... Nu mă găsește niciun grăsuit. Nu fi tu așa de sigură că... Știi tu, când ești sigură de obicei... Ia uite, mă urcăci! Exact ce ziceam. Când ești prea sigură... Grăsuț. Se poate întâmpla așa ceva. Băi, e cineva aici, cine e mai aici? Ia stai că dau așa pe... Ia, că sunt niște obiecte aici. Uite! Un cașcaval! Uite. Cașcaval! Unde e? E aici, aici. Yes! Mai rămas unul singur. Pisică, mai este unul. Aici în casă nu-i nimeni. Adică eu. Dă cu găina să vezi pe unde ar putea să fie. Bine! Nu mă așteptam să câștigăm ca grăsuț, că e destul de greu, adică... Știu. Chiar e, nu e cea mai ușoară chestie. Însă, da, ia uite, am dat cel mai mult damage de pe runda asta. Și am dat last hits, 3 last hits.
Da, îmi place foarte mult joculețul ăsta, cu siguranță o să mai facem, dacă vedem că vă place și vouă. Așa că nu uitați să apăsați acolo butonașul de like. Băi, am apăsat pe prima hartă, acum nu știu care o să voteze. Și să voteze iarăși tot castelul. Sau? Da, tot castelul ăsta. Da, tot castelul, dar cred că e cu pizza de data asta. Hai să vedem. Nu știu, le place lor așa de mult castelul ăsta. Da, e cu pizza, e varianta cu pizza. Mamă, cât de bine arată. Da, poți să te faci pizza dacă ești vrăjitoare. Deși nu știu dacă e o strategie bună, pentru că dacă ești pizza, până la urmă ești destul de mare și te vor găsi. Da, trebuie să faci un obiect mic. Un obiect mic și eventual ascuns undeva într-un colț, să nu te găsească, să nu te descopere foarte ușor. Ia, că sunt vrăjitoare. Perfect, acum o să am cea mai bună ascunsătoare. Ești pregătită, pisică, să am cea mai bună ascunsătoare? Bineînțeles că nu. Nu ești pregătită. Hai mă, ăsta-i perete pe bună. Aș vrea să mă fac un cartof. Uite, pe unul e un ciocan. De bun, îi pară. Ok, nu m-am ascuns atât de bine pe cât credeam. O să vezi tu, că o să te prindă. Nu! Deja! Deja, păi dacă te-au văzut... Mamă, cum vin, frate, că ești ăsta la atac. Eu asta zic, nu mi se pare corect. Nu, grăsuțule, nu te uita la mine și nu râgâi de parcă... Deja m-a văzut ăla dintr-o secundă, ce asta? De acolo, că sunt multe obiecte, așa grăsuțele de... Gata, hai că m-am camuflat cât de cât. No, cred că... Măi, frate, dar băiatul ăsta dă mâna și mă omoară din prima. Te-a prins? Bă, oricum, nu uita să treci... m-a prins și pe mine! Vreau să zic, nu uita să treceți în descriere, aveți acolo un link către canalul Pisicii, să-i dați și eu abonare și să vedeți că astăzi a postat un episod foarte, foarte misterios, da? Deci intrați la ea pe canal, e plin de mister, am fost prinși de Yeti în episodul ei, așa că vă recomand să intrați și de asemenea, dacă vreți să ne dați follow pe Instagram, aveți Instagramul meu în descriere și, bineînțeles, și al Pisicii, intrați acolo, dați follow... Și toate cele. Bă, ăla are viteză mare, nu știu, un grăsus care are viteză foarte mare. Mamă, ce l-am prins pe unul, ia. Maxim, yes! Când am ieșit din căsuța grăsuților, am dat cu capul în ușă. Și s-a uitat un grăsuț ciudat la mine și a râgit. Păi, da, cum râgâi? Că vreau și eu să râgâi. Nu știu cum râgâi. De așa vreau să fac cu burtoaca, țăc, și să râgâi. De pe care râgâi? Pe U. Bă, nu-mi râgâi în față. Scuze, am mâncat niște ceapă mai devreme. Ce nașpa. E mai și râgâie în față, ia, care e? Care uite, era? Uite, lumânărică, nu. Care e? Uite, cașcaval? Cașcaval? S-a transformat în altceva. Ia aici, nu cred unde era. Ia uite, pe prăjitoare. Mai sunt încă 3. Deci mai sunt doar 3 care au mai rămas. Maxim finite, bă, cum scrie acolo el pe tricou. Băi, ești nebun, mă, iuță, uite cum scrie. Și Makerit. Scrie frumos și am și logo-ul meu acolo în față. Eu nu mi-am luat tricou cu pisica astăzi. Eu mi-am luat tricoul meu. Misterios. Tricoul meu și cu masca mea, masca de șobolan. Însă făcută pentru mine și tu ție ți-a făcut o mască de pisică. De pisică și cu logo. Da, singurii developeri care au făcut ceva de genul ăsta pentru noi. Adică chestii pe care ne le-au dat făcute special pentru canalele noastre, cum ar veni, știe? Da. Să ne reprezinte în joc. Și eu de atunci o port, pentru că de ce nu, până la oră? Mai e o vrăjitoare. O singură vrăjitoare. Unde s-ar afla această vrăjitoare? Da, dacă pe mie nu mi-e... Dacă m-aș ascunde, nu știu. Pe acoperiș nu... m-aș ascunde eu dacă aș fi. Ia să văd. Stai să scanez situația. Pe ce acoperiș ar putea să fie? Mă întreb. Scaun! Scaun? Bine! Undeva. Bă, oricum, ăsta a fost episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uita să apăsați acolo butonajul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa!